un mic sat de la malul mării unde aerul condimentat cu sare cânta cântecele sale nemărginite, tânăra scultoriță se lupta cu meșteșugul ei. Marmura se simțea mai degrabă negru decât materie sub mâinile sale. Într-o dimineață răcoroasă, maestrul, sculptor, un bătrân cu ochii luminați de timp, a sosit în sfârșit cu bliza caldă a răsăritului. Degetele sale îmbătrânite, cioplite parcă din lemn de plută, mai degrabă mângâiau delicat piatra decât să o cioplească. Privi întâi lucrările săvârșite și oftă. Apoi cu vorbe blânde, grăite prin briza mării, maestrul a început a ghida mâinile sculptoriței. Modelează-ți trăirile și gândurile întâi, a șoptit el, iar piatra te va urma. Sub călăuzirea caldă a maestrului, sculptorița a învățat să-și remodeleze lumea interioară și, în curând, marmura a început să prindă forme tremurânde, iar acesta a fost primul său pas spre modelarea întregii lumi. Mintea e ca un bloc de piatră, este un bloc brut care așteaptă să fie transformat în ceva extraordinar. NLP este ca un maestru sculptor care remodelează filoanele minții, ajutându-o să devină mai eficace și mai maleabilă. Maestrul pornește de la un bloc de piatră când vede statuia răsărind din el. El vede potențialul, posibilitatea. Și folosește uneltele pentru a ciopli marmura, pentru a dezvălui întreaga operă ascunsă în interior. NLP face la fel. Vede produsul finit din mintea oamenilor, vede potențialul, posibilitatea. Apoi folosește instrumentele NLP pentru a-i ajuta să-și schimbe gândurile, credințele și comportamentele, pentru a se remodela, pentru a excela. Îi ajută pe oameni să dezvăluie frumusețea care este ascunsă în ei înșiși. Precum maestru sculptor, NLP trebuie să fie inspirat, perseverent și creativ, are nevoie de conectare cu lumea interioară a marmurei și de determinare pentru a asculta o performanță extraordinară. Iar cu pasiune și claritate, este posibil să creeze ceva cu adevărat incredibil. Trainingul NLP este un proces de reverse engineering, o experiență de autodescoperire, de recioplire și transformare a minții și corpului. Nu este deloc ușor, dar valorează enorm de mult pentru cei care îl duc până la capăt. Iar dacă oamenii sunt dispuși să lucreze cu ei și pentru ei, își pot schimba viața pentru totdeauna. Așadar, pornește pe calea maestrului. NLP Practitioner și Coaching Skills Training din 20 octombrie 2023 la Academia NLP România. Un curs cu dublă certificare, Life Coach, certificat emis de ANC cu drept de practică europeană și ITCA NLP Practitioner, certificat cosemnat de Dr. John Grinder, co-creatorul NLP, și Ovidiu Panea, Certifying ITCA NLP Trainer. Înscrie-te acum și începe să cioplești lucrarea de artă care ești tu. Experimentează, testează, evoluează. Acum.